Cel mai frecvent, oamenii reclamă băncile la protecția consumatorilor pentru clauze abuzive din contractele de credit și comisioanele de administrare a creditelor. În general, reclamă contractul de credit per total. Aici vreau să vă informez că în cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului există o comisie de specialiști care a luat la purificat toate contractele de la toate băncile și au fost înlăturate clauzele abuzive. Dacă unele reclamații sunt întemeiate, altele sunt nefondate. De altfel, la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului funcționează o comisie de specialiști care analizează fiecare contract de credit reclamat și dă soluții. Într-un singur caz a fost un contract în care a fost gajat cu un imobil și în care au fost încasate sume debitorului peste limita legală, au fost sancționate banca și au fost returnate sumele. De la începutul acestei luni, Consiliul Concurenței a început o investigație în sectorul bancar pentru a afla motivul pentru care serviciile bancare sunt mai scumpe în România decât în alte țări. În plus, Consiliul Concurenței va angaja o casă de sondare a opiniei publice pentru a afla percepția clienților.